Mă bucur tare mult că suntem înaintea prăzbuirii hramului bisericii noastre. O sărbătoare deosebită prin faptul că tradiția populară și mai ales ortodoxă l-a înconjurat pe Sfântul Ierarh Nicolae cu multă căldură și cu multă bunătate și blândețe, așa cum de admitere a fost întreaga viață. Trăitor în secolul IV în Asia Mică, în cetatea Licienilor, în Mira Licii, în orașul Demre din Turcia de astăzi, Sfântul Ierarh și-a dus viața vremurilor pe care le-a trăit. Și așa cum de-a zis, dacă și astăzi este lumea atât de săracă în zona respectivă, să știți că înainte cred că era și mai săracă. Eu când eram mic și mi-am ascultat prima dată povestea aceasta, care eu credeam că este o minune spusă de către cei care au cunoscut viața mai îndeamănunt, și anume cum că Sfântul Ierarh Nicolae, într-una din seri, mergând de la eparhia pe care o conducea spre casă, a ascultat tânguirile unui tată a trei fete, care nu mai aveau mamă și pe care nu avea cum să le îmbărbădeze altfel decât că să le spună că nu mai are cu ce să le ajute și trebuie să se descurce singure. Acum, bietele fete, ori fi înțeles ce înseamnă să se descurce singure, totuși de a doua zi urma să-și încheie copilăria acestei fete. Și se spune că atunci Sfântul Ierarh Nicolae le-a dat fetelor respective și tatălui, în cizmulițele pe care le aveau la ușă, atât aur cât n-a mai fost nevoie să facă nimic din cele neplăcute lui Dumnezeu. E bine, cu mintea mea de copil mă gândeam, bun, Sfântul Ierarh Nicolae. Pentru mine Sfântul Ierarh Nicolae însemna începutul iernii. Așa legam în mintea mea de copil pe Sfântul Ierarh Nicolae neapărat pe 6 decembrie și legam neapărat de zăpezile care erau la noi. Nici măcar nu mă gândeam că putea să trăiască în altă parte. Și aveam și eu o singură întrebare a mea. Cum putea Sfântul Ierarh Nicolae să asculte dincolo de o fereastră închisă ce vorbeau tatăl cu fetele? Bineînțeles că nu mă îndoiam necum de minune. Dar erau niște întrebări ale copilului și pentru că suntem astăzi într-o seară așa de deosebită, vreau să vi le spun și dumneavoastră. Mi-a ajutat Bunul Dumnezeu ca, începând cu anul 2009, să ajung în fiecare an la Demre, la Mira Lichiei și să văd despre ce este vorba. Fraților, acolo nici nu este de iarnă, nu sunt mai puțin de 17 grade. E adevărat că acum s-au mai amestecat puțin vremurile, am mai văzut și puțină zăpadă, dar nu știu dacă așa era și în vremurile acelea. Dar mi-am dat seama că acele ferestre nu puteau să fie niciodată închise pentru că nu existau. Erau niște rame prin care se intre lumina. Atât. Așadar, ceea ce s-a întâmplat atunci cu Sfântul Ierarh Nicolae era o realitate. Sfântul Ierarh trecea pe drum și a auzit tânguiala și nu a făcut altceva decât să lase pe geamul respectiv, să înghetuțe aurul ca să nu mai păcătuiască nici tatăl și nici fetele. Iubiți credincioși, de atunci însă a rămas această tradiție ca în seara de astăzi de 5-6 fiecare copilaș să-și cremuiască și să-și așeze cizmulițele ca să vină moșul. Să știți că nu este lipsit de mesaj teologic acest lucru. Pentru că a-ți așeza cizmulițele înseamnă a avea grijă de ceva. Niște copii care vin de la joacă întotdeauna și le lasă azgândite pe colo de mama întotdeauna trebuie să le adune, să le spele, având această grijă de a-și le așeza frumos, înseamnă un îndemn la a ne aduna. A nu mai lăsa lucrurile împrăștiate, a ne lustrui, adică a ne curăți de tot ceea ce a fost noroi în viața noastră. Și iată că, dintr-un obicei de mult adus până astăzi,
începem să învățăm câte ceva. Noi, decât copiii, copiii doar să-și aducă aminte de acest obicei, să-l spună și ei, la rândul lor copiilor și nepoților lor. Săptămâna aceasta am fost într-o casă cu doi copilași. Și până să intru eu în discuție, dacă și-au făcut temele, adică dacă au scris lui Moș Nicolae ca să știe ce să aducă moșul și să-mi aducă scrisorile să citim cu voce tare ca să audă cine trebuie, m-am împiedicat de multe, multe încălțăminte. Erau așezate încălțările, pietre de ele, pe vreo trei rânduri, așa? Și de-abia mi-a făcut loc să ajung în cameră unde pregătiseră pentru aleasmă și am întrebat, ce e cu ăstea aici? Dacă aș fi fost la Demre, la Demre să știți că nu se vorbește turcește, se vorbește rusește. Putea să întreb ștoietă. Pentru că frații noștri ruși, printre altele, au în grijă și biserica Sfântul Nicolae, Sfântul Ierarh din secolul IV. Și până să întreb eu vorba aia ștoietă, mi-au explicat, acestea sunt cinstmulițele noastre. Păi și le-am pus din moșul să aibă loc unde să pună șotul. Păi mai crea asta moșul, trebuia să fie pusat cu Dragon ce era acolo. Dar m-a impresionat faptul că erau aranjate, aliniate și mai ales curățate și lustruite. Și am întrebat pe părinți, mă, i-ați ajutat? Nu, nici ideea nu am dat noi. Foarte interesant. Înseamnă că acest obicei trebuie să fie pătruns mai ales în sensul lui teologic, așa cum am spus, este vorba de o pregătire întotdeauna. Și pregătirea se face înaintea unui mare praznic. Așa este și pregătirea noastră. Ne pregătim în noaptea aceasta ca să întâlnim pe Moș Nicolae cu ce? O să spuneți, păi dată, dacă noi ne facem cizmulițele, ce? O să ne aducă și nouă morul ceva? E bine, ca să puteți înțelegeți care este încălzătura acestui praznic, se spune că într-una din zile un copilaș al unei familii foarte sărace se pregătea să întâmpine pe Moș Nicolae și cizmulițele lui rupte și amărâte și desfăiate și desfăcute și fără șiret le-a aranjat cum putea el mai bine și le-a spus părinților unde să le așeze ca moșul să nu le caute prea mult. Și au spus, păi avem decât o singură cameră. Ei știau că n-au ce să pună, să-l ajute pe moșul. Și au spus că trebuie să le lase afară. S-a executat bietul copil, pentru că așa se face. Le-au lăsat afară și așteptau bieții de ei foarte, foarte supărați, că nici măcar o bomboană n-aveau să-i pună acolo în cizmuliță, să vadă că a trecut totuși, moșul nu l-a uitat anul acela. Și în așteptarea aceasta erau și curioși, dar mai mult supărați decât curioși, pentru că n-avea ce să se întâmple bun, de vreme ce ei nu puteau să dea cu moșul. E bine, dimineața când s-a dus copilașul să vadă captura, ca să spun așa, au văzut că ninsese și din zăpada acumulată de bocancelui jerceliți, un căpșor al unui cățel care își găsise un adăpost într-o cizmuliță de-a lui, scotea capul și el a zis, mami, uite ce mi-a trimis mie moșul. Noi trebuie să fim atenți totdeauna că moșul ne trimite ceva. Ne trimite un gând bun, ne trimite un gând de a mângâia pe cineva, de a îmbrățișa pe cineva. Acestea sunt darurile moșului. Acum să nu credeți că moșul trebuie să ne umple parcul de mașini sau moșul trebuie să facă lucruri extraordinare. Nu. Acestea ne ajută moșul să le facem noi. Dar trebuie să avem credință. Vedeți diferența între niște părinți maturi care s-au culcat cu lacrimi pe obraz, că nu pot să oferă copiilor lor nimic și diferența pe care o avem în partea cealaltă față de copil care s-a culcat liniștit și în așteptare și curios să vadă ce o să-i pună lui moșul în cizme. Și uite că Dumnezeu a vrut ca acel copil să fie la fel de bucuros pe cum s-a culcat și părinții să împrumute din bucuria copilului. Vedeți, nici nu știm cui dăm și cine suntem cei care dăm și cei care primim.
Acest Sfânt Ierarh Nicolae, pe care noi de multe ori îl solicităm în rugăciune ca mijlocitor pentru noi, are și o anumită specificitate. Fiecare sfânt, știți că se ocupă de anumite lucruri, așa e mintea noastră. De exemplu, în ultimii ani, cei mai bolnavi și mai ales de boli necruțătoare se roagă Sfântului Nectarie, de la inima. Cei care sunt păgubiți se roagă Sfântului Mina. Dar cei care vor să-și împiege o familie frumoasă se roagă Sfântul Ierarh Nicolae. Așadar, Sfântul Ierarh Nicolae este cel care se ocupă cu aranjamentele, aș putea eu să spun, fără să forțez lucrurile, astfel încât viața noastră să fie așa cum i-a plăcut Dumnezeu de la început. Știți că prima definiție a omului este una negativă. Nu este bine să fie omul singur. Ei, cred că pe Sfântul Ierarh Nicolae l-a lăsat Dumnezeu să rezolve această ecuație. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în familiile noastre să aducă pace, în cei care avem de primit pe altcineva în familie să ne aducă pe cel care merită și Sfântul Ierarh Nicolae să fie pentru noi atât de apropiat pe cât a fost de apropiat cu cele trei fete și cu tatăl lor, cu mulți care și-au primit prin minunile sale tămăduiri și mai ales atitudinea aceasta de a da. Se spune că Sfântul Ierarh Nicolae era tipul blândeții. Acum, tipul blândeții, să știți că, după părerea mea și după iconografie, deja transparea și pe fața lui. Era, într-adevăr, tipul blândeții. Și totuși ne învață până unde trebuie să fim blânzi. Blândețea trebuie să fie totală. Totală, dar în acest total trebuie să ținem cont de un singur lucru adevărat, anume, până în momentul în care este periclitată învățătura de credință și atitudinea noastră creștinească. La Sinodul I Ecumenic, atunci când ereziarhul Arie învăța că fiul este numai de o ființă, este numai asemănător, ci nu de o ființă cu tatăl, zicea, omousios nu este omiusios, între tatăl și fiu, atunci s-au adunat în sinod și să stabilească învățătura. Și l-au întrebat, cum se întreabă și astăzi, dacă își ține acest cuvânt al lui eretic sau departe de credință. Și el a spus, da, așa este, pentru că adevărul este cu mine, nu este cu voi. Și se spune că Sfântul Ierarh Nicolae s-a ridicat și a dat o palmă lui Arie, urmă a acestei palme, se spune că Arie a portat toată viața, cât a trăit. Înseamnă că, de fapt, chipul blândeții pe aici trebuie să treacă. Blând, blând, dar până când? Până când blândețea trebuie să dea roade. Chiar așa, se spune că odată îl întreabă pe un duhovnic îmbunătățit cineva așa, în derâdere. Părinte, am auzit de mata că ești om de nimic. Da, așa este. Am auzit că ești păcătos. Cel mai păcătos. Am auzit că faci cu tare. Am făcut și mai mult decât ai auzit tu. Am auzit că ești eretic. Apoi pe asta nu. Învățătura de credință nu este ca să ne jucăm noi cu ea. Iubiți credincioși, Sfântul Ierarh Nicolae este cel care ne dă și granițele educaționale, să spunem așa, ale blândeții, ale tipului pe care el îl are și astăzi zugrăvit. Un sfânt care ne duce gândurile noastre către Dumnezeu, un sfânt care de fiecare dată când avem nevoie de ceva, mijlocește și este ca apostolii care îl trag oarecum pe Dumnezeu de mânecă, spune, slobozește-o, că strigă în urma noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această mijlocire să fie și pentru noi, cei de astăzi, cei de mâine și pentru copiii noștri care, iată că acum, cred că sunt pe la casele lor și își șlefuiesc oarecum ținuta, atitudinea și mai ales tot ceea ce cred ei că i-ar plăcea Sfântul Ierarh Nicolae. Sănătate multă, cei care suntem însemnați cu numele acestui sfânt, inclusiv bisericii noastre, Sfântul Dumnezeu, spor, ajutor și numele. Doamne!